Municipalitatea a elaborat un proiect de hotărâre care vizează reglementarea normelor privind ordinea și curățenia în Iași. Spre exemplu, se vor acorda amenzi între 200 și 500 de lei pentru difuzarea de muzică în mijloacele de transport în comun, la un nivel la care să-i deranjeze pe călători. Deținătorii sau administratorii de imobile care nu întrețin curățenia pe trotuare și spațiile verzi din dreptul imobilelor vor primi amenzi între 1000 și 1500 de lei. Vânzarea ambulantă neautorizată de preparate alimentare ori nealimentare în incinta piețelor va atrage amenzi între 600 și 1200 de lei, în timp ce circulația cu vehicule, indiferent de modul de propulsie a acestora, în parcurs ori pe spații verzi, vor fi sancționate cu amenzi între 1000 și 1500 de lei. Proiectul stabilește cuantumul sancțiunilor aplicate contravențional între 200 și 2500 de lei.